Hei, dragi prieteni, statul de drept, din nou suntem împreună la această emisiune, un interval de timp pe care îl avem pus la dispoziția invitaților noștri din această seară în studio al Intele Pro România Gorgi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitația! Și domnul Mădălin Paliță, primarul Pro România de data aceasta din Comuna Dănești. Bună seara și noastră, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc asemenea de invitație. După o luptă asiduă, domnul Paliță, după o luptă grea, după o luptă cu un sistem în care 16 ani a fost la pupitru, la butoanele din Comuna Dănești, ați reușit și l-ați detronat. Da. Cu ce eforturi, cu ce costuri și acum să facem o trecere în revistă cu ce proiecte pentru mandatul 2020-2024. Haideți să ne referim un pic la prețurile și la costurile, mă refer la cele financiare care au trebuit să fie plătite, având în vedere că sistemul ăla în vremea de 16 ani acolo a fost atât de bine înghebat în toate structurile administrației, încât cu greu a putut fi desprins detașat de acolo. Pot să vă spun că încă de la primele ore ale dimineții, când a început votarea, chiar am crezut și mi-am dat seama că se va produce schimbarea, pentru că prezența a fost foarte mare la vot și sunt foarte bucuros. Prețul, gustul victoriei este cu atât mai dulce și cu atât mai frumos, cu cât a fost mai greu de obținut. Într-adevăr, costurile au fost costuri de imagine, da, pentru că într-un fel sau altul mi-a fost afectată imaginea prin vorbele urâte spuse în campania electorală despre mine, dar niciodată nu m-am lăsat intimidat de nimic și, așa cum am zis, întotdeauna mi-a plăcut să mai risc în viață ca să pot să și câștig. Și uite că de această dată oamenii și locuitorii Comunei Dănești s-au mobilizat extraordinar din punctul meu de vedere, da? Pentru că s-a votat cu niște cozi considerabile, au stat la cozi considerabile ca să poată să-și exercite dreptul de vot și s-au mobilizat exemplar, astfel încât să avem o victorie nu la limită și, din punctul meu de vedere, a fost o victorie zdrobitoare a Partidului Pro-România la Dănești. Am avut pentru funcția de primar 1158 de voturi din partea locuitorilor Comunei Dănești. Niciodată în Comuna Dănești nu s-a votat cum s-a votat la aceste alegeri locale. Da, au fost prezenți la vot undeva la 2100 de oameni, dintr-un total de 3100 de votanți. Da? Au aproape o treime din locuitorii Comunei Dănești. Și pentru asta țin să le mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ați aproape 50% din voturile de acolo, ceea ce nu e puțin, având în vedere sistemul cu care v-ați confruntat în această perioadă electorală și, în același timp, inocența electorală a dumneavoastră politică, pentru că nu ați mai făcut politică înainte. Cu atât mai zguduitor a fost evenimentul. Da, fiind novice în politică și contracandidații mei fiind oameni cu ștate vechi în politica asta locală, făcând de aproape 30 de ani politică, da, fiind, și nu neapărat făcând politică, fiind la butoanele, așa cum a zis dumneavoastră, la butoanele acestei comune, au avut toate pârghile necesare astfel încât să se poată, să zic eu, să se poată apăra împotriva mea. Da? Și le-au folosit. Numai că de această dată, așa cum am spus de fiecare dată când am fost la dumneavoastră, s-a primenit un pic o generație de oameni tineri care nu au mai acceptat nici minciunile și nici dezinformările și s-au uitat un pic pe programul nostru electoral și au observat că este posibil, pentru că am primit foarte multe mesaje în cursul zilei de astăzi în care am fost încurajat și chiar într-un fel am fost, cum să zic eu, somat, da? Să mă țin cumva de promisiunile electorale, pentru că această încredere enormă care mi-a fost pusă pe umeri de către cetățenii Comunei Dănești se datorează programului pe care eu l-am promovat punct cu punct și pe care sper din suflet să realizez, dacă nu 100%, cel puțin 90% în primul an de mandat. Deci corectitudinea și transparența pe care noastră ați promis-o au dat aparatul de propagandă pe care l-au folosit acești oameni. Domnul Alin Văcaru, sunteți liderul acestei formațiuni politice la Gorj. Cu ce gânduri, așa, la cald, că sunt numărată la cald după această campanie electorală destul de grea, dar care a durat aproape o lună de zile? În primul rând, mă bucur pentru Mădălin, mă bucur pentru Ionuț de la Jupânești, domnul Ciocea și toți colegii mei, pentru că a fost o muncă
foarte grea, mai ales în perioada asta de campanie. Eu vreau să spun că cei de la Dănești nu a câștigat Mădălin. Cei de la Dănești au câștigat un primar. Cunoscându-l pe Mădălin, sunt convins că ce vă spune acum și ce v-a spus de-a lungul timpului, chiar dacă dumneavoastră mai tachinați așa pe la emisiuni câteodată, o să și fie pusă în practică. A fost o campanie atipică, a fost mai greu să mergem să stăm de vorbă cu oamenii și la Mădălin la fel a fost, trebuie să mergem cu mască. De multe ori știu, vecinele lui nu-l cunoșteau, al cui ești, cine ești, să-ți dai masca jos. Dar prin muncă, el și-a dorit de la început, a început această campanie de un an de zile. De un an de zile a venit cu gândul să candideze la primăria Comunei Dănești și în toată această perioadă nu a fost decât în mijlocul oamenilor, a încercat să-i convingă pe oameni că este nevoie de o schimbare. De asemenea, și eu vreau să felicit toți gorjenii că au venit un număr foarte mare, mai ales în această perioadă grea, unde toți cei care am fost și am făcut campanie, nu numai noi la ProRomânia, ci la alte partide, ne era teamă că o să fie prezența foarte mică la vot din cauza acestei pandemii, dar ați văzut și noastră că a fost cu totul altfel. S-au mobilizat foarte bine, oamenii au vrut schimbare în anumite localități, cum s-a întâmplat și la Dănești, cum s-a întâmplat și la Jupunești, la domnul Ciocea nu este cazul, că este un primar de foarte multe mandate, dar un primar care a și făcut treabă foarte bună. Cine se gândea că și la Jupunești, la fel de 4 mandate, domnul Gușit va fi bătut de colegul nostru Ionuț, cum la fel și la Dănești. De aceea a și fost prezența atât de mare, oamenii au vrut schimbarea și acum, cum spune Mădălin și când îi spuneam domn primar înainte de a fi primar, că îi punem o presiune foarte mare pe mine, sunt convins că și acum este o presiune foarte mare pe el, dar la cum îl cunosc, sunt convins că va găsi soluții pentru orice problemă și va încerca să facă foarte multe lucruri bune în comunitatea pe care o reprezintă, cunoscându-i și echipa de consilieri pe care o are alături de domnia sa. Domnul Alin Făcăru, dumneavoastră sunteți un om experimentat în politică, adică cunoașteți jocurile de culise. Cum vedeți dumneavoastră și jocurile de putere care se vor face pentru configurația majorității în Consiliul Județean Gurgi în perioada următoare? Nu știu, e urât spus jocurile de putere. Nu e urât, asta e realitatea, că se dețin pârghile administrative prin aceste majorități. Eu vă spun că vreau să fie altfel, de aceea am și făcut acest partid politic împreună cu Victor Ponta și cu cei care am plecat de la început și acum cu marea familie ProRomânia. Nu mai vrem să ne gândim doar jocuri de putere, să obțin eu ceva sau colegul meu. Nu, vrem să facem alianță doar cu gorjenii, doar cu cetățenii acestui județ și vom încerca să sprijinim acei oameni care considerăm noi că vor dezvoltarea localității sau județului pe care îl reprezintă. De aceea Mădălin știe și poate să vă confirme, au mână liberă, nu pot eu să știu de la Târgu Jiu ce e mai bine pentru Dănești. El fiind de acolo știe foarte bine, cunoaște și oamenii care au intrat în Consiliul Local și el știe cel mai bine cu cine va face alianță pentru bunăstarea acelei localități. La fel se va întâmpla și la nivelul județului Gorj. Vom avea discuții, nu iau o decizie singur, mă voi consulta cu colegii, inclusiv cu colegii primari, cu colegii consilieri, pentru că vreau să spun că după aceste alegeri, chiar dacă nu sunt mulțumit de rezultate, pentru că așteptările noastre au fost mai mari, dar știți cum este, pornind de la ideea că ProRomânia avea doar un deputat și un primar pe domnul Ciocea. Acum, iată că avem 3 primari, avem 58 de consilieri până la momentul acesta, probabil că o să mai fie, că s-au mai greșit în anumite localități, 1-2 consilieri, deci avem aproape 60 de consilieri locali. O să avem și postul de viceprimari. Am reușit să intrăm și în Consiliul Local la municipiul Târgu Jiu și la Consiliul Județean și cu siguranță că în jurul acestor oameni vom crea echipe mult mai numeroase cu oameni, să încercăm să atragem cât mai mulți oameni de valoare alături de noi ca să putem să construim, să facem o analiză, să vedem unde am greșit anumite localități unde nu am câștigat, ca în viitorul apropiat să avem și acolo, la fel cum avem la Dănești, la Jupânești și în toate celelalte localități, oameni pregătiți pentru a prelua frâiile comunității pe care o reprezintă. Zestrea ProRomânia, într-adevăr, a crescut. Depinde cum va fi valorificată de către dumneavoastră, de către domnul primar Paliță, de către domnul Ciocea, de către domnul primar care a câștigat la Jupănești, dar și de către consilieri locali de care dumneavoastră dispuneți. Ce planuri aveți, având în vedere că mai e o scurtă perioadă de răgaz și urmează campania electorală pentru alegerile parlamentare? Adică cât să vă mai trage sufletul de la locaia? E făcut așa de două ori și gata, deja, vin parlamentarele. Deja intrăm în următoarea campanie, pre-campanie, după care urmează și campania. Eu le-am transmis la toți consilierii. Nu mai îmi doresc să văd cum s-a întâmplat la municipiul Târgu Jiu, municipiul Motru, atunci când primarul în funcție nu avea majoritate. Nu o să accept niciodată, și sunt convins că și Mădălin este în sentimentul meu, nu o să fiu niciodată de acord ca
o echipă de consilieri din orice localitate din Gorj să se opună unor proiecte doar pentru că sunt făcute de primarul în funcție și nu sunt făcute de ei. Dacă sunt proiecte benefice pentru comunitate și ei se opun doar de dragul de a se opune, nu o să tolerăm astfel de lucruri. Deci le-am transmis foarte clar, au mână liberă să-și facă alianțe cum își doresc dumnealor, dar totodată să vină cu proiecte și să susțină proiectele, indiferent că sunt făcute de anumiți consilieri pe care poate dumnealor nu-i plac. Nu vreau să mai... Deci nu mai e vorba de simpatie și antipatie aici? Nu e vorba. Este vorba dacă au venit în slujba cetățeanului, trebuie să fie în slujba cetățeanului. Nu să ne opunem doar de dragul de a ne opune. Ei sunt acolo puși ca să facă ceva pentru comunitate, nu să stopeze anumite lucruri în comunitatea respectivă. Care va fi viziunea dumneavoastră, domnul Palița, asupra administrației publice locale din Dănești, având în vedere că urmează 4 ani în care dumneavoastră veți fi cel care decide tot ceea ce are legătură cu această comunitate pe care ați fost desemnat să o reprezentați de aproape jumătate, dacă nu mai mult, din membrii electori de acolo? Având în vedere structura Consiliului Local, care surprinzător este o structură destul de vastă, da, cuprinde... E pestriță. Da, 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 are 5 partide în componență, da, Pro-România reușind să... Păi luați ori cu Nuielu și ori cu Zăhărelu, acum depinde de situație. Nu, prefer să iau cu Zăhărelu. Cu Zăhărelu, este... să nu dea naibii diabet, că mai da, sunt niște cazuri. Nu, dar vreau să vă spun din capul locului că Pro-România are un număr de 5 consilieri locali, oameni de destoinic. La Dănești. Da, la Dănești. Din câți? Din 13. Din 13, da. Da, e foarte bine. O să mă orientez să fac o majoritate sustenabilă, o majoritate care să poată să-mi susțină proiectele și care să nu mă împiedice în ceea ce îmi propun eu pentru Comuna Dănești. Și o să încerc să vedem pentru funcția de viceprimar, asta rămâne să vedem în perioada următoare, să aleg o persoană potrivită. Deci din tot ce este și din tot ce se prefigurează ca fiind consilieri locali, da? Pentru că el s-a mai primenit acum Consiliul Local, au rămas oameni de bună calitate, da? Printre care este chiar fostul primar, chiar fostul viceprimar, da? Oameni care ar putea la un moment dat, prin experiența care o au, să-și opună în slujba locuitorilor Comunii Dănești. Așa cum promisesem, în cazul în care câștigam o majoritate a Pro-România, aveam de gând să nu pun un viceprimar. Însă acum mă văd nevoit pentru a face o majoritate să-mi pun un viceprimar. Proiectele mele și viziunea mea este clară. Proiect de dezvoltare pe toate laturile. Noi avem un minus fantastic pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem, de asta s-a și ieșit masiv la vot. Era nevoie de o schimbare, se simțea nevoia schimbării. O gură de oxigen, da. Da. Sânge proaspăt în instalație, cum spune românul, într-o sintagmă de asta mai... Se simțea nevoia de nou, de vână, cum spuneați dumneavoastră. Nerv, domne, spune domnul, nerv, domne. A venit Paliță cu nerv și l-a arătat acolo la Dănești, înseamnă nerv, așa. Am planul meu multe proiecte. Vreau să în primul rând și cel mai solicitat este proiectul de gaze. Asta va fi prioritatea mandatului meu, da, pe lângă cel de canalizare. Iar din ce avem noi în bugetul local și din asta, îmi doresc foarte mult să modernizez cumva instituțiile publice. În ziua, acum când stăm de vorbă, arată, nu avem niciun măcar o clădire a unei instituții publice care să fie emblematică în Comuna Dănești. Printre asta includ inclusiv sediul primăriei. Și îmi doresc foarte mult și din respect pentru locuitorii Comunei Dănești, da? Să modernizez atât dispensarele, să modernizez primăria, școala. Pentru mine școala va fi prioritară, o să vedeți. Pun mare accent pe școală pentru că de la școală pleacă totul. Dacă un părinte este mulțumit de școala din localitate, atunci nu mai e nevoie să-și ducă copilul în proximitate, în municipiul Târgu Jiu, da, să fie pus pe drumuri, cu atât mai mult cu cât îmi doresc să dezvolt și un proiect din ăsta de after school. Astfel încât, sau o grădiniță cu program prelungit, vedem sub ce formă putem să obținem o finanțare în sensul ăsta, ca să putem să venim în sprijinul părinților, astfel încât să poată să se ducă la servicii, iar după amiaza să aibă copiii în siguranță la acest
aceste unități de învățământ. Da, într-adevăr, proiecte curate, proiecte transparente, proiecte utile pentru comunitatea pe care dumneavoastră încercați să o reprezentați. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb dacă principalii dumneavoastră competitori v-au felicitat sau dacă ați avut vreo discuție cu ei, pentru că zic că așa ar fi fost fair play din partea lor, adică... Da, pot să vă spun că nu m-a felicitat niciunul dintre ei. Astăzi am avut o întâlnire cu domnul primar, era foarte rușinică. Supărat. Da. Da. Mi-a zis bună era ziua. Supărat. Da, da, era supărat. Vă spun că, într-un fel, mi-a părut și rău, sincer vă spun. M-am pus în pielea dumnealui și mă văd în postura dumnealui la un moment dat. Și chiar mi-a părut rău. Din toată competiția asta politică, pot să spun și pot să-i transmit că eu nu i-am făcut un rău, sincer vă spun. Deci, păi e clar că i-ați făcut un bine dacă comuna arată așa și ați venit dumneavoastră. E simplă treaba. Se duce acasă și o să fie mult mai liniștit și o să vedeți că comuna Dănești o să meargă. Da, comuna Dănești o să meargă înainte și fără conducerea dumnealui. Și o să meargă. Păi cred că era un fel de pilot automat. A fost domnul Pali, s-a lăsat pe pilot automat Dănești, a venit acum la volan, la pilot automat sau ca și hai să-i dăm talpă să accelerăm. M-au felicitat cumva competitorii mei de la partidele astea mai noi. Deci se vede că ce e un fair nou play, da, e da, da. Mai fair play, da. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, că am ajuns la jumătatea emisiunii, după care o să revenim rapid la dezbaterea noastră și la Pro România, trei primării în Gorj, planuri de viitor și modul în care au viziunea asupra administrației publice din județul Gorj. Publicitate și revenim. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770-115-004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020.
pensiunea Casa Gorjenească. Situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni, pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marcrinic Expo Mob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marcrinic Expo Mob. Transformă-ți visul în realitate. Șaormeriile Yatagan Kebab, acum și într-o nouă locație din Târgu Jiu, strada 22 decembrie, numărul 22, lângă pizzerii. Restaurant fast food Yatagan vă așteaptă cu specialități noi. Pizza, pleșcăvița, dulciuri, burger de vită, kebab, shaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Yatagan Kebab oferă servicii de catering la numerele de telefon 0353 809 709 și 0353 410 646 sau vino direct la restaurant și vei fi servit de personal profesionist. Yatagan Kebab, un plus de savoare pentru orice pofticios. Program non-stop. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Doriți un transport sigur și rapid? Scarlat Trans asigură transport de persoane și colete cu plecări zilnice tur-retur în Germania, Belgia, Olanda și Austria. Pentru informații și rezervări, sunați la 0736 582 108 sau 0769 150 186. Scarlat Trans. Cu noi ești în siguranță! Hei, dragi prieteni, din nou împreună aici la Accent TV cu noi. Viața este mai frumoasă, așa cum v-ați obișnuit deja. Alin Văcaru, președintele Pro-România Gorj, Mădălin Paliță, primar Pro-România al Comunei Dănești. În fața dumneavoastră facem o analiză, o sinteză, cum vreți să expuneți dumneavoastră asupra lucrurilor, vis-a-vis de modul în care s-a desfășurat această campanie electorală, dar și previziunile, prognozele pentru perioada următoare, având în vedere că avem un scurt moment de respiro, după care o să trecem, o să ne înhămăm de noi, din nou noi cu media, la campania electorală pentru alegerile parlamentare, iar cei care vor dori să vină din partea celorlalte formațiuni politice și aici din partea Pro-România, în fața dumneavoastră să se spună proiectele. Ați văzut deja campania corectă, onestă, transparentă, câștigă în detrimentul aparatului de manipulare și de propagandă. De regulă, cei care prezintă candidații exact așa cum sunt ei, cu proiectele lor, cu bune și cu rele, cu experiență, cu profesionalism, de regulă primează în fața celor care încearcă să împroaște cu noroi sau să facă anumite practici demagoge la adresa unui candidat sau altul, având, bineînțeles, interese în spatele acestor discursuri pe care le oneroase pe care le practică în spațiu public. Domnul Văcaru, care e strategia dumneavoastră de abordare? Cel mai probabil cred că vizați din nou un post de parlamentar, având în vedere că sunteți deputat în exercițiu. Cel mai probabil cred că vă ascuțiți armele, ca să spun așa, recuzita și vă pregătiți pentru o nouă luptă electorală. Da, e adevărat. Nu ne ascuțim armele pentru că, încă o dată, e dur cuvântul armele, ne luptăm.
va fi o competiție și eu așa o tratez. Da, că acum ce să spun, rochile de catifea, ne pregătim rochile de catifea și deci facem un vals acolo cu PSD, credeți-mă cu PNL că, și... Probabil că ați urmărit, noi am postat de, în permanență pe rețele socializare, chiar am făcut o campanie curată în oraș, în municipiul Târgu Jiu, ne-am și da, mi-a plăcut, Lumința Popescu... Number one, mi-a plăcut pe cuvântul meu, domnule. Cimitir, parcă ăla a fost campion și telegondole. Mi-a plăcut, sincer. Să așa. Știți ce mi-aș dori și am și vorbit înainte de emisiune cu domnul primar. Eu cred că ar trebui să cheme toți contracandidații, cum și eu îmi doresc să fim chemați, și eu și Iulian Popescu, cei care am pierdut și pe această cale, chiar țin să felicit pe Cosmin Popescu și toți cei care au câștigat, dar și cei care au candidat împotriva, cum a fost și cazul unui primar Rusu, să-i felicit pentru tot ce au făcut. Dar este important să ne întâlnim și să facem întâlniri de lucru. Poate în proiectul meu, poate în proiectul lui Iulian Popescu, poate în proiectul domnului David Soiu. Poate există lucruri care ar fi benefice pentru județul Gorj. Nu trebuie să ne considerăm adversari, dușmani, să scoatem armele, să ne luptăm. Nu. Eu cred că o campanie poate fi bazată și pe respect reciproc, poate fi bazată pe lucruri reale, pe lucruri normale, nu din alea să ataci familia, cum spunea colegul meu Mădălin, că s-au întâmplat. Pentru că e urât. Este urât să faci jocuri din astea murdare, când poți foarte bine să mergi, să stai de vorbă cu oamenii, să te prezinți în primul rând la oameni, să-ți prezinți proiectele tale, spui ce vrei să faci tu pentru Gorj, iar dacă oamenii cred în ele, să te voteze sau nu, să voteze pe ceilalți. Dar cred că lucrurile astea, întâlnirile de lucru, sunt benefice. Pentru că v-am spus, nu le știi pe toate. Tot timpul ai de învățat și la persoane mai în vârstă și la persoane mai tinere, și de la foști primari și de la actuali și de la viitori, ai tot timpul de învățat și e normal să porți discuții cu acești oameni, mai ales dacă acele discuții, din acele discuții ies lucruri benefice pentru localitatea pe care o reprezinți. Nu, s-a terminat campania, acum toată lumea își bagă în morțeluță acele proiecte de campanie și uităm de ele și ne mai vedem peste 4 ani cu acele proiecte de campanie. Hai, vedem, poate unele din ele sunt chiar bune. Iar proiectul doamnei Luminița chiar a fost un proiect foarte bun. Sunt foarte multe lucruri de care Târgu Jiu are nevoie. Și mai ales că doamna Luniță a și identificat foarte multe, la toate proiectele, a identificat sursa de finanțare. Sunt proiecte că, vedeți, ne tot lăudăm și tot auzim și pe președintele României, avem 80 de miliarde de euro, ne-a dat Uniunea Europeană. Am avut și până acum. Dar au rămas acolo. Rata de absorbție a fost de 25-30%. 41% degeaba, din nefericire. Degeaba ne dau. Statistic, dacă nu facem proiecte și asta trebuie să facă. Și probabil că de asta și oamenii au încercat să vină să voteze, oameni mai tineri la primărie. Pentru că acum nu mai poți să trăiești din banii care îi primești din taxe și impozite. O primărie va intra în colaps financiar. Să caute soluții de supraviețuire economică. Și pot să... și sunt convins că Mădălin asta va și face. Se va întâlni și cu domnul Ciocea și cu domnul Adi Câmpeanu și cu ceilalți mari care au atras foarte multe fonduri europene, care au făcut foarte multe pentru comunitățile lor și te duci că nu le știi pe toate. Dar când ai exemple la tine în județ, e normal să te duci să stai de vorbă cu acele, chiar dacă sunt de la alte partide. Te duci să stai de vorbă și să încerci să pui și tu în practică în localitatea ta. Asta vom face noi la fel și în campania electorală. Vom încerca și v-am spus, ne-am întâlnit în municipiul Târgu Jiu și cu celelalte partide. Am trecut unii pe lângă alții, ne-am salutat, ne-am respectat, nu ne-am scos din ușă sau din cutia poștală ce au pus ei, să venim noi să le scoatem pe ale lor, să le punem pe ale noastre. Cred că a fost o campanie civilizată. Civilizată și atipică, pentru că, am spus, i-a fost foarte greu să ajungem la oameni, marea majoritate, mai ales în mediul rural, marea majoritate oamenilor sunt foarte în vârstă, din păcate, și unii chiar nu își doreau să iese, să stea de oricum decât pe după poartă ca să le explicăm cine suntem, cu mască, nimeni ne cunoșteau de multe ori când ne prezentam, dar am trecut și mă bucur și sper că pe perioada următoare, zilele astea, astăzi, mâine, poimine, să nu auzim că sunt cazuri mult mai multe cu îmbolnăviri de COVID și că lucrurile au funcționat așa cum trebuie la aceste alegeri locale. Domnule Alin Văcăru, noi astăzi președintele Pro-România, vă știu un om corect și de bun simț. Pe parcursul campaniei electorale am constatat același lucru și la domnul primar Mădălin Paliță. Nu de multe ori, să știți, în anumite competiții electorale, când este vorba de un aparat de propagandă foarte agresiv, foarte puternic montat împotriva cuiva, aceste două calități sunt cumva un defect? Nu. Din păcate, de multe ori, când faci lucruri care trebuie să le faci pentru oameni, vin și spun te felicită, uai ce ai făcut. Deci la noi, din păcate, normalitatea nu mai pare ceva ieșit din comun. Deci când faci niște lucruri normale, cum
nu știu. Nu anormalitate, cum le place ăștia să zic. Da. De exemplu, dacă eu îi dau dreptate lui Mădălin sau sunt de acord cu ideile lui și el este din altă familie politică, ce lumea, mai nu pot să cred că ai reușit să faci asta. Dar asta e un lucru normal, să apreciezi și un adversar politic, să-l apreciezi atunci când face lucruri bune. Iar eu am tăria asta să felicit și un adversar politic și pe președintele Consiliului Județean când face lucruri bune, dar și să trag de ureche atunci când nu face lucruri bune. Pentru mulți îi se pare, uite ce deosebit este omul ăsta că face asta. Nu, asta e normalitatea și asta vreau să fac. Să facă toată lumea și să înțeleagă că nu suntem dușmani și că și eu și Mădălin și toți cei care candidăm pentru anumite funcții, fie de primar, fie de președinte de Consiliu, fie de parlamentari, toți ne dorim să facem ceva pentru județul nostru. Că altfel ne-am fi dus și noi, sau în străinătate, sau la București, sau în Timișoara. Dar toți vrem să rămânem aici, vrem ca copiii noștri să rămână în județul acesta și vrem să facem ceva pentru județul ăsta. Și eu cred că se pot face mult mai multe lucruri. Nu spun că nu s-au făcut, s-au și făcut, dar eu cred că se pot face mult mai multe lucruri și numai împreună putem să facem lucrurile astea, să ne dăm mână la mână toate partidele politice, inclusiv parlamentari. E mult mai ușor să te duci, să te zbați pe la ministere, să obții anumite lucruri când te duci toți cei 7 parlamentari. Ești o forță, ești o pălărie mai mare. Una când te duci pe cont propriu, mă duc eu odată, mai vine altul celălalt. Asta trebuie să facem. Și dezorganizarea e sancționată. Mi-am dorit și asta am crezut când am devenit parlamentar, că vom avea lunar întâlniri cu diferite domenii de activitate. Săptămâna asta ne întâlnim cu medici. Vedem ce probleme se confruntă ei, să vedem care sunt problemele, iar noi împreună să găsim soluții legislative ca să rezolvăm acele probleme. Peste următoarea lună să ne întâlnim cu profesorii, să vedem ce probleme legislative au această categorie de oameni, să vedem să găsim soluții în Parlament, să mergem toți cei 7 parlamentari, să ne ducem să le explicăm și la colegii noștri de la alte județe, ca să facem acea lege să fie în sprijinul profesorilor. La fel cu toate celelalte domenii de activitate. Din păcate, nu s-a făcut așa. Din păcate, când s-au terminat alegerile, ăla e de la PNL, ăla e de la PSD, ne-am considerat dușmani. Nu că suntem trimiși toți de către cetățeni ca împreună să găsim soluții pentru județul Gorj. Eu asta îmi doresc și sunt convins colegii mei care sunt la primul mandat, consilierii locali care sunt la primul mandat, asta vor face. Nu se duc acolo să distrugă și să fie tot timpul gică contra, să nu le placă niciodată că e făcut de... Ce dacă e făcut de primar? Dacă primarul are idei, foarte bine. Vino și tu cu ideile tale și atunci dacă primarul nu te respecte și pe tine când vii cu un proiect, atunci putem să arătăm oamenilor că uite, nu vreau și eu să fac ceva, dar domnul primar nu vrea. Dar așa doar să stopezi dezvoltarea localității, doar că unii sunt într-un partid și altul în alt partid, nu este benefic nici pentru noi, că până la urmă județul este al nostru, localității este ale noastre în care trăim toți și toți vrem să trăim în condiții optime și cât mai bune. Apropo de ce ai spus de dumneavoastră, să știți că mă gândeam la domnul Mădălin Paliță, există o sintagmă în poporul român, da? De ceea ce ți-e frică nu scapi și asta se aplică foarte bine la cei care au pornit acel aparat de propagandă împotriva dumneavoastră. Știu că ați venit într-o emisiune foarte marcat, foarte supărat, cu anumite manifeste pe care au aruncat la adresa dumneavoastră. Toate eforturile lor se pare că au fost inutile și a fost acest aparat de propagandă aspru sancționat de alegătorii din Comuna Dănești. Da. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, chiar și asta, chiar și cea anterioară, pot să vă spun că la Dănești este dovada vie că astfel de demagogi, practici demagogice sunt, asta e simplu. Exact, astfel de practici nu mai prind la oameni, da, și votul covârșitor împotriva vă spun sincer, de câte ori am mers pe drum, pe stradă și am găsit hârtiuțele astea, au fost oameni care s-au uitat pe ele și le-au aruncat. Inițial a fost marcat, eu amintesc când a venit intervenția, a fost foarte marcat acel moment, dar tot rău a fost spre bine, cum spune românul. Am citit ce scria pe ele și m-a afectat foarte mult. Vă spun că în această campanie electorală am auzit atâtea vorbe urâte despre mine cât n-am auzit în toată viața mea. Eu, de felul meu, nu sunt o fire războinică și, apropo de ce a zis domnul deputat, sunt convins că în Consiliul Local al Comunei Dănești, da, cu ce se prefigurează ca și persoane în Consiliul Local, voi avea o colaborare foarte bună. Chiar dacă între acești oameni este și domnul primar Emilian Lusu, chiar dacă este și domnul viceprimar Băzu Marcel. Nu cred că dumnealor își propun și mai ales acum când sunt cumva la un final de carieră politică, da?
nu cred că dumnealor vor să rămână în istoria comunei ca oameni care s-ar opune cumva dezvoltării. Eu îmi propun să continui toate proiectele pe care dumnealor au zis că le au în derulare, pentru că până intru efectiv în mandat, nu știu ce găsesc, e adevărat. Dar o să văd ce, dacă este adevărat ce au scos public în campania electorală și dacă sunt lucruri bune și bine de susținut și îmi doresc foarte mult să continui proiectele care sunt, pe lângă ceea ce mi-am propus eu să fac. Niciodată nu o să mă opun dezvoltării comunei sau niciodată nu o să fiu războinic față de un consilier local sau de cineva care mi-a fost contracandidat, da? Chiar dacă la un moment dat chiar m-am supărat și m-am jurat că nu o să-l iert. Dar știți cum e. La nervi eu mă chiar spun nu sunt o fire la războinică și cred eu că o să am o bună colaborare cu dumnealor în Consiliul Local. Până la urmă, să știți că alegătorii sancționează practicile acestea de dezinformare, practicile astea propagandiste care vizează cu ură și încerc să strânească un val de ură asupra unui contracandidat. Știți ce se întâmplă? De regulă, vă rog. Mie îmi place să cred că sunt alesul la Dănești, da, sunt alesul tinerilor și așa este, pentru că în marea majoritate m-au ales tinerii, dar sunt omul care va avea grijă de bătrâni. Și asta va fi cu certitudine. Și în proiectul meu o să vedeți că am câteva idei, da, de care voi uza ca să pot să fac bine bătrânilor. Tinerii când m-au votat pe mine, m-au votat cu o speranță. Cu o speranță că se poate dezvolta comuna în așa fel încât, acum când vorbim, ei stau în Târgu Jiu, vin la țară la final de săptămână, deși Dăneștiul e foarte aproape. Fiecare dintre ei aș vrea să-și facă o casă în comuna Dănești. Dar fiecare se gândește așa cum m-am gândit și eu până acum, pentru că acum, într-adevăr, o să mă mut în comuna Dănești efectiv, da? Fiind primar în funcție, chiar îmi doresc să mă mut în comuna Dănești. Dar o să mă gândesc foarte bine, pentru că așa cum am solicitat fostului primar să avem gaz, să avem canal și să avem infrastructură, acum practic o să-mi solicit și o să mă incit pe mine ca să pot să realizez asta pentru tineri și pentru, chiar și pentru bătrânii vârstnicii din comuna noastră. Toate aceste proiecte propuse îmi doresc să le realizez și cred eu că am și forța și capacitatea de a merge pe lângă primarii cu experiență și primarii care au reușit să facă treaba asta și voi reuși să fac. Apropo de această corectitudine și onestitate pe care dumneavoastră o făceați, la care făceați referire, l-am văzut pe domnul deputat Alin Văcaru în momentul în care domnul Victor Ponta a fost persoana non grata, între ghilimele de rigoare, la PSD, da? Când a venit aici, fugeau ăștia de la PSD și se ascundeau de nu mai știau de ei, da? L-am văzut decât pe domnul Alin Văcaru lângă Victor Ponta și pe Marcel Romanescu. Atenție că era primar în exercițiul la vremea aceea. Asta spune, cred că, totul despre caracterul unui om, având în vedere că Victor Ponta, în perioada când era prim-ministru, erau ăștia de la PSD, făcuseră cârdu pe tot Târgu Jiu ăsta. În spate. Și atunci când a venit Victor Ponta, cine era? Alin Văcaru și Marcel Romanescu. Inclusiv da, e meritul lui Victor Ponta modul în care s-a finanțat sala inclusiv și stadion. Inclusiv acest gest, spuneau oamenii, Doamne, ce ai făcut, ce gest, că uite, faci un lucru normal până la urmă. Un lucru normal până la urmă la unii oameni, dacă din păcate nu prea aveți astfel de gesturi normale, li s-a părut ceva ieșit din comun. Păi dacă ei se ascundeau din tot galaiul ăla de cârdura de nuntă, mai era 2-3 rămași. Dar să știți că atunci, îmi permis să intervin, vă rog. Nu s-au ascuns pentru că nu ar fi vrut din inimă să se afișeze cu Victor Ponta. Nu știu care dintre PSD-iști sau care dintre cei de la Pro-România, da? N-ar fi mândru să stea lângă Victor Ponta. Atunci, la momentul respectiv, fugeau de frica lui Dragnea, ca să ne înțelegem. Erau hăituiți și erau ținuți în frâie. Acum de Dragnea. Acum dumneavoastră încercați să fiți diplomat. Știți da, că nu. E tai să aranjezi să nu fie vă chiar spun atât de sincer, gravă. De frică n-au fost acolo. De frică. Le-a fost interzis să fie acolo. Mai contează atâta vreme cât lui Alin Văcaru a fost frică, lui Marcel Romanescu, da, nici da, de PNL. Sau mulți oameni. Sunt, foarte puțin mai sunt. Cum am zis, ăștia exact care riscăm suntem puțini, să știți. Da, dar din nefericire să știți că publicul, oamenii, votanții, alegătorii, apreciază acest tip de verticalitate și de corectitudine. Adică atâta vreme cât omul ăla și-a asumat acea investiție, e clar că merită toate laudele pentru ea, indiferent ce conjunctură politică există la un moment dat sau altul. Lucru pentru care Alin Văcaru merită toate laudele, având în vedere contextul respectiv la care s-a expus.
ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, mai avem mai puțin de 5 minute, domnul Alin Văcaro, ce subiecte, ce elemente ați dori să punctați dumneavoastră vis-a-vis de eventuala candidatură pe care o să vă sumați la alegerile parlamentare care se apropie cu pași repezi, zic eu, în câteva zile deja ne cam definim și pe traiectoria aceasta nouă. Așa este, bă. Eu vreau, am spus, și o perioadă de câteva zile, 3-4 zile, în care lăsăm și pe Mădălin să se... Așa respiro așa, să se bucure vor, de victorie, să meargă la primărie, să-și preia toate documentele, proiectele care fostul primar, domnul Rusu, le avea în derulare, să le prezinte ca să poată să ducă la finalizare. După care, eu îmi doresc să facem și o analiză, că v-am spus, nu sunt... Eu personal, deși cei de la București m-au felicitat că am reușit, suntem printre puținele județe care am reușit să accedem și în Consiliul Local și în Consiliul Județean. Probabil vom avea și un viceprimar la municipiul Târgu Jiu, probabil și un vicepreședinte la Consiliul Județean. Dar eu sunt nemulțumit, eu cred că ceva n-a funcționat așa cum trebuie și atunci trebuie să vedem unde am reușit, să analizăm, să vedem de ce la Mădălin s-a putut să luăm scorul ăla, de ce la Jupănești s-a putut la de asemenea și să încercăm să venim cu soluții, pentru că timpul este foarte scurt. Vom merge din nou la cetățeni să le cerem votul, pentru că și aceste alegeri sunt foarte importante. Alegerile parlamentare, cu cât ai mai mulți parlamentari, cu atât ai și susținere, domnii primari au nevoie de susținere, toate sunt legate, toate aceste lucruri. De aceea și la Consiliul Județean e nevoie, atunci când mergi în campanie, spui, doamne, susții primarul, susține toată echipa, Consiliul Local, Consiliul Județean, ca să nu găsești gică contra. Eu mi-aș dori să nu fie gică contra și atunci n-am mai contat lucrurile astea din partea cărui partid este majoritatea sau cine cu cine face majoritatea, dacă n-ar fi gică contra. Dar, din păcate, mai există gică contra la mai toate partidele. Eu sper la Pro-România să nu fie din consilierii cei noi, să înțeleagă că nu ne dorim lucrul ăsta și poate prin practica noastră să vedem că și celelalte partide o să facă, se aliniază la aceste lucruri și atunci toată lumea ar avea de câștigat. Trebuie să ne pregătim de campanie, pentru că, am spus, intervine pre-campania, deja peste 4 zile, data de 4 începe pre-campania, după care vom intra în linie dreaptă în campanie și vreau să câștigăm din nou acele persoane care nu ne-au mai votat acum, cu toate că alegerile diferă de la caz la caz. Acum au fost alegeri, ne contează foarte mult omul, oamenii care sunt pe listele de consilieri, pe când la parlamentare contează în primul rând programul de țară cu care vine fiecare partid în partia noi Pro-România, prin specialiștii noștri de la București vom veni cu un program foarte bun în fața oamenilor și bineînțeles oamenii care vor fi pe listele atât la deputați cât și la senatori. Și sperăm să fim în perioada asta sănătoși și să încercăm să facem de asemenea, cum am făcut și până acum, campanie la fel, să respectăm toate normele de igienă ca să nu avem cazuri, pentru că sănătatea este cea mai importantă în această perioadă. Având în vedere experiența noastră politică, aș vrea să vă întreb cum vi s-a părut campania noastră la municipiul, reședință de județ și dacă ați îmbunătățit ceva la acea campanie, ce ați îmbunătățit? Nu știu dacă aș îmbunătăți ceva, pentru că noi am încercat și credeți-mă că am făcut mai multe campanie decât la europarlamentare. Acum, pentru că la europarlamentare n-am reușit să ajungem la fiecare cetățean din municipiul Târgu Jiu, pentru că eram o mână de oameni, am început și noi să creștem, avem și organizație municipală, avem și organizație județeană, avem și oameni în teritoriu și acum ne-am împărțit. Atunci trebuia să mergem noi peste tot, să ajungem la cât mai mulți oameni. Acum am ajuns, dar v-am spus, probabil și diversitatea asta de candidați, pentru că au fost foarte mulți la Târgu Jiu, au avut și ADN-ul, și Partidul Verzilor, și Ecologiștilor, și PPU, și foarte multe partide, foarte multe partide și la fiecare partid ai o listă de consilieri. 27, la județ 41 și ai mai multă lume implicată în campanie. Pe când la alegerile parlamentare nici primarii, mai ales mai vechi, ai noi sper să se implice la fel ca în campania de la locale, dar primarii mai vechi, știți și dumneavoastră, nu se mai implică atât de mult cum s-au implicat aceste campanii și atunci și rezultatele vor fi diferite de ce, și eu sper să fie diferite de ce s-a întâmplat la aceste alegeri. La cum pledați această cauză, să știți că aveți o stofă de avocat versatil. Am ajuns aproape la finalul emisiunii, o concluzie a dezbaterii noastre și un mesaj și domnul primar Mădălin Pariță, după care adunează domnul deputat Alin Văcaru. Da, profit de această ocazie, pentru că, așa cum am spus, parte din succesul meu este și postul dumneavoastră de televiziune. Nu, e meritul dumneavoastră, nu am făcut decât să transmitem exact așa cum e mesajul nostru. Faptul că mi-ați dat posibilitatea să-mi prezint proiectele și
să arăt soluțiile mele pentru problemele comunității din Dănești, pe mine m-a ajutat foarte mult și profit de această ocazie să le mulțumesc locuitorilor comunii Dănești pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și să-i asigur că o să-mi dau toată puterea și priceperea mea să încerc să-mi țin promisiunile și să schimb ceva în actul administrativ, pentru că e nevoie să schimbăm acum când stăm de vorbă. Și cred eu că la 4 ani, când va fi, voi apela la dumnealor cu fruntea sus și mă vor realege. Le mulțumesc din suflet că m-au votat, mulțumesc că au votat pe întreaga linie, atât echipa de consilier local, cât și echipa de consilier județean și pe domnul Alin Văcaru la președintele Consiliului Județean. Și aștept cu nerăbdare să preiau mandatul, să văd unde mă aflu și ce pot să fac acum pe final de an până începe nou exercițiu financiar. Domnul deputat Alin Văcaru. Concluzia. Trebuie să felicităm învingătorii, trebuie să felicităm și învinșii, să le mulțumim gorjenilor că au venit în număr atât de mare la acest tur de alegeri, la acest rând de alegeri, alegerile locale. Să ne dea Dumnezeu să fim sănătoși, să trecem peste această pandemie, să facem o campanie la parlamentare la fel de curată și să ne auzim cu mine la dumneavoastră la TV Accent. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Deputatul Pro-România Alin Văcaru, primarul ales al comunei Dănești Mădălin Paliță. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că sunteți care fiecare dată aici cu ochii pe noi la Accent TV și știți deja, cu noi viața este mai frumoasă. Rămâneți alături de programele noastre în continuare și nu uitați să ascultați și muzică bună la Radio Accent. La revedere, o seară plăcută sufletul dumneavoastră.